Hei, salut! Vă era trivia dor de mine? Astăzi ne continuăm seria de trivia dor pentru că cunoașterea este mai importantă ca orice, chiar și decât cacofoniile, și vom juca un trivia dor internațional. How many degrees Celsius is the boiling point of lead? Plumbul. Plumbul. La cât fierbe plumbul? Nu știu, aș spune 333 de grade. 1740. Foarte mult. Ce-i drept, îmi imaginez că dacă pui plumb într-o oală de ciorbă, o să ai-o destul de greu, o să fie să-l fieri. How many percent of your daily calorie intake should include fat? Cât la sută trebuie să includă grăsime din dieta ta? Aș spune 15%? 35%? Cazul ăsta eu sunt alcătuit în proporții corecte. Asta este bine de știut. Plus că lucrurile astea sunt subiective, adică nu cred că există un consens științific despre cât la sută grăsime ar trebui să nu știu ce nutriție este o chestie aplic dezbătută. How many chess pieces can move diagonally? 2. Cum adică 4, mă? Eu am crezut că este nebunul și regina. N-am luat în calcul regele și pionul, care de asemenea se mișcă diagonal, dar doar câte o pătrățică. How many times did the world famous Globe Theater burn down to the ground? Nu știu, am să zic 5, aș fi zis 8, dar cred că ar fi fost prea mult. 5 a fost oricum prea mult. Mă așteptam, dacă tot a pus această întrebare, să fie ars de mai multe ori decât doar de două dăți. Adică, pe bune, și eu m-am ars de două dăți, nu-mi vezi întrebarele despre asta la Triviador. What does GDPR stand for? General Data Protection Regulation, General Dental Practice Regulation, General Data Politics. Prima, Data Protection. Mă așteptam ca toate să fie foarte similare, doar că Miles and Teddy Bear Edwards on whom Winnie the Pooh was modeled was how many centimeters tall? Hmm. 25, 50. Am fost mai aproape. 50 vine cam atât. Întrebarea a fost puțin confuză, era câți centimetri avea ursul original după care a fost inspirat Winnie the Pooh, ursul de pluș, după care se pare că a fost inspirat. Toată lumea dă în mine. Which animal produces angora wool? Sheep. Oaia. Am fost atât de sigur pe mine, nici n-am ezitat. Și de ce? Aveam impresia că angora e un tip de oaie. Mă rog, tăi în bucata asta. Who was the first woman in space? Bă, nu știu. Am să zic Valentina Tereskova. Tereskova. Deși nu sunt sigur. Dar mi-am recăpătat teritoriul, asta este bine. Și am ajuns înapoi pe locul 2. Un mic pas către victorie. Which is not a type of dance. Shingles, waltz, polka, tango. Shingles este o boală. Destul de nasoală. Which decimal number corresponds to the binary number 101? Nu știu, 2, 5, a fost mai aproape. Din păcate nu știu codul binar, nu am fost foarte atent la școală când s-a predat lecția aia. Trebuie să dau în roșu, fără îndoială. Roșu este pe primul loc, trebuie să-l depășim. Which of the following is a continent? Este continent. Australia, Germania nu este continent, indiferent de mult cât le-ar plăcea, și nici Groenlanda. Chiar Groenlanda ce e? Face parte din Europa, dacă nu e continent? Știu că aparține de Danemarca sau face parte din America de Nord. Nu știu. Interesant de știut. Posibil subiect de film. Spuneți-mi în comentarii din ce continent face parte Groenlanda. Which of the following birds nesting time is the longest? Care durează mai mult să se ouă, cum ar veni? Știi care? Emu. Și cred că știu și de ce, pentru că păsările astea, dacă nu s-ar reproduce atât de lent, revin la ideea asta. How many balloons are there in the German singer's Nena song? Habar n-am ce este asta, dă-mi un indiciu. Am folosit o variantă jucătorie. Dar cealaltă chestie era, avea legătură cu dacă păsările alea s-ar reproduce mai repede, gen, eu știu, ca iepurii sau insectele sau altceva de genul ăsta, ar suprapopula insula unde se află, pentru că nu au prădător natural, de aia natura i-a făcut așa. The Egyptian god of the underworld is usually depicted with the head of which animal? Jackal. Șacal. Căutam câine, eu, sincer. Which was Walt Disney's first feature-length animated film? Primul film al Cinderella, Snow White, The Lion King, Pinocchio. Snow White sau Pinocchio? Snow White, aș spune. Da.
Da, Pinocchio a venit mai târziu, aparent. Un clasic in computer monitors and televisions, how many colors is each pixel made up of? 3 culori. Roșu, albastru și verde. RGB. Cred că de la asta vine. Yes, red, green, blue. Da. In which NHL ice hockey goalkeeper was known as the popcorn kid? Aoleu, nu știu hockey. Dă-mi un indiciu. Dan Bouchard, Mike Palmateer, am zic ăsta. Deși nu cred că am auzit prin vreun podcast numele ăsta vreodată. In what year BC was Nineveh destroyed by the Babylonians and Medes? În ce an BC? Nineveh. Am zic 1888. 612, mult mai devreme. Mult mai devreme eram atât de aproape să iau casa. De ce m-am dus atât de departe? Am presupus că sumerienii au fost una dintre primele civilizații foarte de mult. Și în fine, by crossing what river did Julius Caesar defy the authority of the Roman Senate? Rubicon. Când Cezar a traversat Rubiconul, a declarat practic război civil în Roma. Through how many European capitals does the Danube run? 4 capitale europene. Parcă atâtea erau. Viena, Budapesta. Nu le mai știu pe restul. Cred că Bratislava și încă câteva sau încă una. Nu știu, spuneți-mi în comentarii ce capitale europene se găsesc pe Dunăre. Who composed the opera Madame Butterfly? Tchaikovsky? Puccini. Și voiam să zic Puccini, nu ca știi ceva despre Puccini sau Madame Butterfly, dar parcă am mai auzit întrebarea asta și Tchaikovsky e prima la care te gândești? Sau ăla era cu balet? Tchaikovsky era cu balet. Da, cred că asta e. Și Puccini era cu operă. Hai să terminăm de cucerit pe Roșu Împărat. Este ultima noastră tură în care avem ocazia să facem asta. Who is the lead singer of Rolling Stones? Mick Jagger. Next. Hai. Un singur tun rămas, o singură întrebare între noi și glorie. How many kilometers deep is the Mariana Trench? 10. 11. Sper că n-a zis mai bine ca mine. Cum să aibă 3000 de kilometri? Pe persoana asta o cheamă Nutella, ca pe ciocolată? Serios? Nu, n-are cum să aibă 3000 de kilometri adâncime groapa Marianelor. Știam că este mai înaltă decât muntele Everest, știam că dacă pui muntele Everest în groapa Marianelor, nu ar ajunge, nu s-ar vedea vârful prin ocean. Who were the founders of Adidas and Puma related? They were brothers. Adi Dassler și cum îl chema pe fratele, nu știu, Rudolf Dassler sau ceva. Which day of May did Eric Carson write about his 1932 novel? Am să zic 15, că e la mijloc. 35 mai sau n-am înțeles eu bine întrebarea? Omul a scris o carte despre 35 mai? Nu contează. Important este că am câștigat cu 4800 de puncte, într-adevăr glorioasă victorie, mulțumesc domnule prezentator și Nesta Bebe Cotimani sau luași ăștia de la Triviador, posibil. Hai să mai facem încă un joc victorios, să le arătăm străinilor ăștia cum se face treaba când vine vorba de cultură în cap. Ce? Cere bani. Inadmisibil. Ei ar trebui să-mi dea bani, la câte reclamă le-am făcut. Nu nimic, voi juca un Triviador românesc. Noroc o să scoată funcția asta la noua variantă de Triviador, dar va fi doar pe telefon. Care-i faza cu chestiile de ajung toate pe telefon? Numai eu sunt singurul om rămas care mai folosește calculatoare? Statui, câte statui al lui Buddha adăpostește Wat Po, cel mai mare vechi templu din Thailanda? Câte statui al lui Buddha? Cât ar putea să aibă? Am zic 88. 400. O mulțime de statui cu Buddha, trebuie să fiu sincer. Nu am văzut niciodată atât de multe statui cu Buddha. Eu nu cred că am văzut niciodată mai mult de 2 statui cu Buddha. Deci nu e atât de impresionant. În ce an s-au vândut primele televizoare? Să zic 1936. 28. Am fost mai aproape. 1890 este puțin cam optimist. Roxana, 1999. Animale celebre, în ce an a murit Krimpaf, cea mai longevivă pisică omologată? Am făcut un film despre asta, cred că era undeva prin 1959, pe acolo. Of, nu, 2005, foarte departe. Este foarte familiar acest nume, Krimpaf. Cred că am menționat asta la un moment dat într-un film. S-ar putea să confund cu cel mai bătrân câine care a fost mai de demult. Câte sezoane are serialul american Alias, creat de J.J. Abrams? Nu știu, dar am să zic 8. Nu am văzut acest serial. Incredibil. 8-ul m-a lăsat baltă.
trebuie să șterg acest episod, nu pot să-l mai public acum. Suntem pe locul 2, dar nu este nimic. Vom juca agresiv. Vom ataca în casă, de fiecare dată, cu onoare. Care este suma tuturor fețelor ale unui zar? 21. Care este vârsta celui mai tânăr laureat al premiului Nobel în literatură? Aș spune 27. 42. Verde a mers și mai departe, a spus 16. Și eu eram cât pace să zic un adolescent. Unde s-a semnat pactul tripartit între alianța în Germania, Japonia, Imperia și Italia fascistă? Unde s-a semnat? Roma? Berlin. Bineînțeles, eram cât pe ce să zic Berlin. De ce n-ar fi în Berlin, în Germania? Dar nu știu de ce mi s-a părut mie că Roma ar fi un loc mai potrivit. Nu știu ce a fost în capul meu atunci. Care este unitatea de măsură a viscozității dinamice în sistemul internațional? Viscozității dinamice? Ăsta sună cel mai științific, l-am ales pe el. Care este primul roman de literatură română? Trebuie să știu asta. Istoria hieroglifică. Lucrurile nu merg prea bine pentru Paul. Cine interpretează piesa Batacanada? Nu știu, dă-mi un ajutor. Cargo. Pot să cred că am nevoie de ajutor. Hai să ne concentrăm. Comandant în cean a murit Sir William Wallace, eroul național al Scoției. Aș spune că a fost undeva prin 1555. 1305. Am fost mai aproape. Da, sigur, 1305. Era un răspuns mai bun. Evident că era un răspuns mai bun acum după ce l-am văzut în mine de fiecare dată. Ce anume semnifică Arcul de Triumf inaugurat în București? Introducerea monarhiei, stabilirea București, instaurarea comunismului, participarea în primul război mondial? Cred că asta. Știu că sunt trecute victoriile armatei acolo. A câta planetă de la Soare este Jupiter? A cincea. Ok. Când mai vine rândul meu? Rândul meu mai vine, mă scuzați, triviador, alo, aș vrea să fac o plângere. Cocktailuri. Care dintre următoarele ingrediente nu se folosește la preparatul Mai Tai? Tequila. N-am să mai zic cuvântul ăsta că voi primi copyright claim. Continuăm cu casa, am zis, bineînțeles. Ne folosim o variantă ajutătoare, atacăm casa, este șansa noastră. Pe ce post a jucat Cyril Theroux la Steaua București? Nu știu. Am să zic atacant. Altă variantă ajutătoare, dar nu nimic, mai avem un singur turn, un pas de victorie. Hai că poți, în ce țară se află Pont de Quebec? Presupun că Canada, dacă este Quebec, este o regiune a Canadei. Shadow-ului verde împărat, care nu mai este, este dispărut împărat. Ceea ce mă lasă pe mine cu Roxana, care bineînțeles încearcă să-mi atace casa. Primul explorator care a descoperit boabele de cacao a fost Christopher Columb, cred. Iar Roxana mai are o singură ocazie să-mi dea în casă. Sunt destul de încrezător că nu o să îmi poată lua turnurile dintr-un singur atac. Așa că, hai spre casa ei. Instrumente muzicale. Ce timp de instrument este timpanul? Timpanul. Ai, nu e o chestie din ureche? E un fel de tobă, presupun. De câte ori a câștigat Cornel Dinu titlul de cel mai bun fotbalist al anului? Cornel Dinu? O dată. Nu-i nimic. Trebuie să rezist acestui ultim atac. Atracții turistice în ce țară se află Palatul Gyeongbokgung, situat în orașul Seul? Păi dacă este în Seul, e destul de clar că este Coreea de Sud. Câte minute durează o partidă de rugby? 90 sau 100 sau 80? Voiam să zic 80. Bine că Roxana a știut exact. Ce reprezintă ISS-ul? Stația Spațială Internațională. Foarte tensionat. Ultima întrebare. Cursuri de apă. Ce lungime are cel mai lung fluviu din Italia? PAD. Folosim o variantă ajutătoare. Dăm răspunsul exact, corect. Și rezistăm atacului. Fără onoare, ce-i drept. Variantă ajutătoare. Și alte chestii rimătoare. Ok, asta a fost totul pentru episodul de astăzi, sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un comentariu, un like, să-mi spuneți unde am greșit în comentarii, ce chestii stupide am zis despre întrebările la care am răspuns și bineînțeles să vă abonați și să dați click pe clopoțel.
Cred că asta este, era textul. Ar trebui să învăț textul ăsta mai bine, mereu am probleme cu finalurile. Dar oricum, mulțumesc, pa, pa!